Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Este o zi potrivită pentru a vă concentra pe obiectivele mari și pentru a face progrese semnificative în proiectele voastre. Fiți deschiși la colaborare și comunicați cu încredere cu cei din jur. Evitați conflictul și căutați soluții pașnice pentru orice dispute. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbecii vor simți o creștere a energiei și a motivației. Este momentul potrivit pentru a vă asuma riscuri și a vă îndeplini ambițiile. Alți berbeci au în sfârșit timp să socializeze și să se reconecteze cu oameni cu care nu s-au mai văzut de multă vreme. Taurii ar putea simți o presiune mai mare în planurile lor. Este important să vă gestionați timpul și resursele cu înțelepciune pentru a evita supra-solicitarea. Profită de zi pentru a face ajustările de care este nevoie. Este posibil să fie nevoie să mai analizezi odată un proiect. Gemenii se bucură de comunicare ușoară și de o conexiune puternică cu ceilalți. Faceți schimburi constructive de idei și informații. Pe plan personal, nu este exclus să simți fluturi în stomac pentru cineva pe care până acum l-ai văzut doar ca pe un prieten. Racii pot simți nevoia să-și acorde mai multă atenție stărilor emoționale. Reflectați asupra nevoilor voastre și luați măsuri pentru a vă menține echilibrul. Pentru unii raci este o zi presărată cu multe negocieri și poți obține chiar și un avans pe plan profesional. Leii pot avea o zi plină de activitate și de provocări. Stabiliți prioritățile și lucrați cu determinare la proiectele voastre. Probabil s-au întâmplat multe lucruri în ultima vreme și din această cauză iei tot mai în serios o nouă direcție. Dimineața te-ai putea simți împărțit între parteneri și carieră. Fecioarele se pot simți inspirate să se implice în activități creative sau artistice. Încurajați-vă creativitatea și explorați noi idei. În cazul în care nu ai fost tocmai pragmatic și ai cosmetizat o situație, acum este aproape imposibil să eviți un conflict. Balanțele ar putea avea oportunități de a îmbunătăți relațiile personale. Fiți deschiși la dialog și la compromis. Chestiunile financiare ar putea deveni pe alocuri îngrijorătoare, mai ales dacă partenerul sau copilul își cere mai mulți bani decât prevedeai. Scorpionii pot întâmpina provocări în sfera financiară. Gestionați-vă resursele cu grijă și fiți atenți la cheltuieli. Este o zi în care este bine să spui partenerului romantic sau de business ce ai pe suflet. Scorpionii sunt în această zi puși pe mărturisiri. Săgetătorii se simt plini de energie și aventură. Căutați oportunități pentru a explora și a învăța lucruri noi. Unii săgetători s-ar putea totuși întreba dacă eforturile pe care le-au depus până acum chiar merită. Capricornii ar putea avea o zi plină de responsabilități la locul de muncă. Stabiliți prioritățile și faceți față sarcinilor cu încredere. Este nevoie doar de puțină atenție ca să-ți dai seama cine sunt oamenii care spun bețe în roate. Vărsătorii se pot simți conectați la grupurile lor sociale. Implicați-vă în proiecte de echipă și sprijiniți-vă prietenii. Dacă ai lăsat lucrurile la întâmplare, acum este nevoie să te organizezi ca la carte. Persoanele cu care interacționezi sunt rebele. Pești ar putea avea nevoie de timp pentru reflexie și relaxare. Acordați-vă timpul necesar pentru a vă încărca bateriile emoționale. Unii nativi pot fi luați prin surprindere de chestiuni care țin de acte sau poate că reiau conversații pe care le considerau încheiate. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată!